sunt Skaaro și astăzi ne jucăm puțin. Ciao Skaaro. În acest meci eu vreau să ajung în top 10. Wow, ce goluri nebune, voiam să ajung în top 10. Măcar, adică nu, măcar la bineînțeles, aș vrea să câștig, dar top 10, Lonely Lodge și harta veche. Top 6 de preferat să fim. Top 6, Skaaro, ești crazy. Are un top, știi? Bun. Să dau mai încet? E, cum o cheamă pe tipa? Stai să vedem, fraților. O cheamă Concita. Concita. Ea e Concita, fraților. Sare dintr-un autobuz cu flacără deasupra. What? Așa ghinion la lut, nu-i merge că niciunde, în casa asta. Aici m-am dus. Uai, cam ceva la ochi. Okay. Ce content nebun. Băi, dar nu e ok. Oh, am auzit magicul, am auzit magicul aici sus. Okay, dar ce încet se mă mișcam, ce încet la tot. Bun. Am avut numai ce întâlnat un quest că mă mai jucat câteva meciuri. Ce cancel îți iei? De omorât oameni cu shotgun-ul. Și acum avem un quest de colectat. Voi auziți ce zic eu din trecut? Ok. Ok, avem zamă, nice. Zamă, let's go. Bun. Sincer, prefer M4. I'm sorry, misterule. Ăsta verde, deci I'm very sorry. Level 20. De ce îmi dă levele? De ce mi-arată levele la arme? Nu înțeleg chestia asta. Chiar ce? Îți levele la arme? Unde e level la armă? Că eu n-am văzut așa ceva. E level la armă? Level 20. What? Chiar băi, level la armă. Cred că erau luate cum ar veni din Save the World. Levele, deci mi-arată levele la arme, nu înțeleg chestia. Bă, dar ce spirit de observație aveam pe atunci, chat. Am de gând să pun un trap. Că acum n-am observat că avea level la armă. Pe aici. Cum îl punem? Că nu știu cum. Uite așa. A, este era ăla de dădea one shot. Nu? Vine cineva de aici, nu știu unde, moare. Okay. am și demonstrat cum moare omul. Ok, 4 item în inventar, bla bla bla. Ce dormi de Lonely Lodge. Să fie player, că asta e o zonă destul de populară și am picat perfect pe zonă. Hai să vedem câte kill-uri facem. Mai sunt 65 de player deja. Câte kill-uri? Dar nu-i nimeni, ce liniște, ce chili jocul. Ei, magical chest. Dacă am avut ghinion acolo, aici nu mai aveam. Și ce e interesant, că acum mi se vede live-ul de 10 ori mai bine decât mi se vedeau clipurile atunci. Dacă mai iau unul pe la spate... Dar bine, atunci n-aveam 4090. Ok. Ok. Ce-i ordinea în inventar? În inventar, dar... A, uite, am zis. Nu mă simt confortabil să le deschid acum. Aici aproape totdeauna. Avem quest, da, fraților, avem un quest să deschidem 10 cutiuțe de astea. Am deschis deja, cred că vreo 3, 4, nici nu știu. Eu făceam quest-uri, frate. Un meci înainte. Mi s-a promis să am auzit acest. Îmi place că ignoram everything. Aici nu-i cutiuță. Ignoram tot. Ne aranjăm itemele. Totdeauna îmi pun bandajele ca ultimele în listă. Exact, ca și ce memorie ai. 2 dacă am și arma mea principală GNM4 în cazul ăsta. Pe... Am auzit ceva. Ai. Ați auzit voi, fraților? Băi, pot să jur că am auzit ceva, un player, nu știu, s-a uitat așa un scârțit. Un scârțâit, se trăgea unul pe cur în boscheți. Unde sunteți playerilor, coconașilor? Uite aici jos la WC-ul lui Ilie's Vlogs, de obicei mai era o... WC-ul lui Ilie's Vlogs? Hai să luăm planțe de pe aici, îmi pierd vocea încet încet. Prea multe live-uri iarăși, hai să dăm. Bineînțeles că aici e băgat. Bă, dar n-avea... Mamă, eu am crezut că împușc piatra, că nu o minez. Shit. Sper că... N-am putut să sar pe casă. Bă, dar ignoram tot, mă. Nu farmam nimic, aveam 60 de mați. Până la 3 magical chest-uri. Nu m-am turn. 3 magical chest-uri? Într-un singur turn, Skaaro. Mie îmi plac trapurile, mai ales la solo. Eram trapper. Duo cu cineva sau squad. Dacă vă jucați solo, fraților, vă recomand să luați toate trapurile, să le puneți cât de repede posibil. Că nu știți niciodată, fraților, când faceți un kill, 2, 5, 10. Alea strategii. Iei trapul și îl pui undeva, numai să fie pus. Sper să găsesc zamă. Dar fără mișto. Nu a fost nimeni aici. Legit, pe atunci chiar făceai kill-uri. Puneai trap într-o casă, că lumea era în continuu la camp și de-alea. Lăsai trap într-o casă și pam, făceai kill. Un kill, 2 pe match puteai să prinzi, punând un trap random. Deci aia era legit o strategie de pe atunci. Ok, am înțeles. Băi, nu-mi zic că mai este încă un magical aici, fii atent. Își șanse să fie 2. Crazy! Am dat în 3. Dă-mă puiul meu! Magical-uri pot fi în turnul ăsta și... Hai să mai văd o dată edit. Dă-ți 2 magical-uri. Încă un magical aici, fii atent. Își șanse să fie 2. Dude, 2 magical-uri din 3. Gen, maxim 3 magical-uri pot fi în turnul ăsta și am găsit 2 din 3, ceea ce e genial. Și suntem încă bine. Nu văd playeri în jur, ceea ce-i ciudat, la modul că ăsta e un loc foarte... Bă, dar ce nostalgic e, chat, mă jur că aș intra, numai să stau să mă uit așa la priveliște, la viu, aș intra, dacă aș putea pe un custom, să fie Lonely Lodge, numai să stau să mă uit așa, nostalgie, ce frumos era! Hai chiar îți dau un mare fe... Ok, un M4 de dudes, aveam un M4, pot să jur. Ei, salutare! Mi-am pierdut M4. Uitați că nici n-aveau icoană la grenade, vedeți? Grenada era un emoji, cum ar veni. N-aveau iconiță făcută. Ok. Viața de YouTuber sărac, adevărat. Să merem la vale, pe scări. Bă, nu zici rău, Ștef, să-mi bag wallpaper cu Lonely Lodge. Să-mi bag și eu un song, dar nu le am. Luăm niște copăcei. Zici că e Minecraft Simulator asta. Dăm în copaci, dar dăm cu pickaxe-ul, știi? Deci nu e foarte eficient, dar hei, dacă m-ar vedea jucătorii de Minecraft ce fac în jocul ăsta, s-ar cruci probabil. Băi, nu mai lua copaci. Te crucești, Blushman. Skaaro, ești noob. Avem 100 armură și 100 viață. Deci stăm super. Superb. Și 15 bandaje și atât. Am 100 viață, 100 armură și 15 bandaje. Acum la cum e Fortnite-ul, dacă cazi și n-ai full shield instant și încă 3 sloturi pline de full shield, ai un match prost. Eu știu ce trap găsesc acolo. Boing, boing, boing. Foarte important să luați resurse, să aveți la final de late game, practic, mai rămâne. Foarte important să luați resurse, zise Skaaro, care după 20 de minute de joacă a început să dea shell cu trănăcopul în chestii. Ok. Unde să mergem? Hai să mergem în pădure sau spre Retail Row? Hai spre pădure. Dar nu sunt player, mai sunt 36 de oameni și eu nu am văzut nici unul. O singură dată m-am jucat duo cu Cătă sau squad, nu mai știu, duo sau squad, că parcă eram duo. Ok, văd ceva pe casă acolo. Și gen, am jucat tot meciul fără să facem nici măcar... Yo, ce casă! Oh, locuri secrete. Nu e nimic aici. Chiar secret, și eu mă mir că nu țin minte de locul ăsta. Loc secret pe care l-am văzut vreodată. Cel mai nașpa loc secret. Meci întreg, fără să facem niciun kill, până a rămas Cătă că a murit, a rămas Cătă versus 1 sau Helldrag, nu mai știu. Îți curios ce zic. Am scoadă, în fine. Oh, aici a fost cineva. Poate-i trap. Și ultimul kill genera 1v1, pur și simplu erau 2 oameni live, Cătă sau Helldrag versus 1 și ăla a fost singurul kill al squadului nostru și am câștigat jocul, știi? E ciudat când nu faci niciun kill tot jocul și faci la final un singur kill și câștigi jocul, știi? Într-un fel nu-i corect. Stai că ne prinde zona. O, chat, mi-a mai zis lumea, cred că... Și acum, mi se pare interesant un pic video ăsta, că mă ascult pe mine, vorbesc despre toate căcaturile și vă de până amintiri de zici că voi ați copilării cu mine. Și cred că de asta se uita lumea la mine și cred că de asta vă și uitați acum la mine, că o mare parte de voi cred că nu vă jucați Valorant. Mi se pare că sunt interesant. Fac pe interesantul. Niște iron... Oricum materialele se adună, nou, că mai spargi o peretă, mai spargi o... Zici că-s politician, oricum materialele se adună. Prin labirintul ăsta, ar fi cool. Labirintul ăsta! Ce frică mi-era de el aici. Că era plin de camperi. Da-s lutate, nu? Da-s lutate chestii. Mamă, cât lut aici, fratele meu. Ok. Și pe vremea asta, dacă puneai construcție, nu puteai să pui construcție să spargi gardurile astea. Ce m-a văzut? Hai că spargem ăsta. Opa, primul fight. Aici nu văd nimic. Și unul după copaci pe acolo, dar nu-mi dau seama unde era. Hai să facem că stăm bine cu armura, deci dacă el mă vede, e în regulă. Probabil el mă pândește acum, frate. Ai, Skaaro. Dar și eu te-am văzut, tipule. Dar nu știu unde ești. Mi dor de piticuț, chat. Nu vine pe la spate sau ceva, că m-aș întrista. Dude, unde ești? Come on, nu dai în mine, că sunt super expus. Eu zic că stă după un copac și se uită la mine, că poți să te uiți la player dacă ești după copac, gen. Strategii? Ok, eu speram că dacă mă întorc să-l văd. Și acum stăm. Poate el crede că am fugit, dar noi îl pândim pe el de fapt. Așa gen, așa se uita și la mine, sunt convins. Băi, sunt 90% sigur că tipul m-a văzut și aștept să se arate. Am 200, am gen 200 viață, am 100 armură, 100 viață. Și dacă mă ia prin surprindere, teoretic ar trebui să fie ok. Și dacă mă ia prin surprindere. Ești curios dacă se uită un tip care, sau cineva care chiar se joacă Fortnite în capitolul ăsta și vede gameplay-ul ăsta, ce părere are? Wow, building, ce acolo? Ce și-a făcut acolo? De ce și-a făcut la cazemată? Cazemată? Glonții, vrem glonții. Hai de capul meu. Unde ești, mai tipule, care mă pândești? Băi, sunt paranoic în pădure, frate. Băi, pădure, e noapte. Bine, nu e noapte, dar să sună mai dramatic, știi? E noapte și e pădure. Văd ceva mov. Cred că cineva gen a făcut. Ceata, asta era strategie, că dacă îl băteai pe unul sau era o luptă mare și rămâneam un loot, o îngrădeai să nu vadă alții, gen făceai guard ca să nu vadă altcineva lootul să-l ia să te bată mai târziu. Asta era legit strategie. Aici și a dropat. Sniperin eu. Hai de capul meu, cum era. Unde știi, pule? Băi, sniperul... Băi, eu n-am luat... Fail, am dat să moară, Bibi. Oai și vine zona după mine, nu e ok. Așa. Tipul ăsta tot ar trebui... Celut puternic, totul gri. Oai, dar vine zona, n-am timp. Vezi, asta nu-mi place ultima oară când m-am jucat Fortnite, că raritatea itemilor nu mai conta, totul lumea are numai chestii mitice. Găsești chestii mitice, dar n-ai ce face cu ele. Uite-te ce inventar aveam acolo. Bine că am lootat ca o cizmă, evident. Dar am văzut un sniper mov și mi s-a părut ceva. Puuu, what the heck is this? Și trebuie să trec peste un întreg depozit. Ai 15 bandaje, bossule. Exact aia am zis. 96, 95. Gândesc la fel, mă, vedeți, n-am îmbătrânit deloc. Vai, dar ce prost am putut să joc, nu? Ce prost am jucat că m-a prins zona. Nu fugeam, eu cum am realizat că ăsta nu fugea. Cineva și-a făcut pot pe aici. Cred că e chiar tipul ăla de care... Băi, are verde, botule. Ai, ce prostalău eram. Eu am are alb și era verde acolo. Și ajung teoretic fix în spatele lor. Ok, dude, pe unde error? Aici, țineți cont că nu puteai construi, ați văzut că nu mă lăsa să construiesc. Error, shit, ok. Dacă îmi dă cu erori. Ok. Gândiți-vă, chat, că lumea s-a uitat la mine și vedea că pun scări și ziceau că-s inginer. Că puneam niște scări de ale, zicea lumea, mamă, Skaaro, cum construiești așa? Mai avem șanse. Acolo a fost player. 45, 43, acum le luăm câte 2 damage, fiindcă, nu, zona s-a... Și țineți cont, dacă vă uitați, țineți cont că pe atunci, vă ziceți că acum că, o, dacă eram eu în sezonul ăla, pfa, eu făceam Taj Mahal-uri și din alea. Mergea complet altcumva, era building-ul făcut, că trebuia să dai click la fiecare construcție, nu puteai să-i apăsa click-ul, de exemplu, să te învârți. Aia unul și nu știa nimeni, adică nimeni nici măcar nu se gândea să faci nebunii de astea cu construitul, editatul, rapid și vrăjel de genul. Deci nu ați făcut nici voi chestia asta, cel mai probabil, numai dacă este ceva pui de genii. Vedeți, fraților, că nimeni nu făcea. Că e un idiot. 46. De ce e Skaaro idiot? Stai, ce-o zis? Ah, probabil că am rămas în zona. Ce urâtă e zona. Când ajunge la 20 viață mai îmi dau bandaje, mai îmi dau 4 bandaje. Vezi? Asta era strategie de atunci, îmi dădeam 4 bandaje. Se duelează băieți în față și în dreapta, că îi aud. Băi, e nasol, mai sunt 10 playeri. Ei, fraților, eu sunt top 10 fără să facem un singur kill, vedeți ce înseamnă top 10. Gen, asta era victorie. Ok, deci măcar ne-am atins oarecum scopul. Asta a fost un match, știu că a fost o rundă foarte boring, foarte plictisitoare, că nu s-a întâmplat mai mult. Nu a fost Skaaro, taci, când ai povestit. Bandaje. Ce loot nebun. Dar stai și dă... A, nu. Mamă, dar era iară loot bun și n-am luat. Pe aici încă mergea double shotgun. Gen double pump. Dar eu nu știam. 10 secunde și trebuie să fug iară. Eu nu... în zonă am stat de atunci. Mai sunt 9 playeri acum. Mai dăm un bandaj și fugim. Mai dăm un bandaj și fugim. Și strategie. Și după trebuie să fugim iară ca să intrăm în cealaltă zonă. Ok. Come on. Bravo. Avem o zonă decentă aici, că suntem acoperiți în partea dreaptă și vedem dacă ne vine cineva din față, nu că ne-ar ajuta foarte mult, că îl vedem, știi? Cum ne gândeam atunci că ai bine că sunt între mașini aici, ai puțină de nivelare, covered, că e o groapă aici și așa și îți protejat. Asta era strategia de pe atunci. Asta era important. Hai să fugim. Oh my god, ce match. Ce match nebun. Am fugit. Lut acolo, văd ceva legendar. Ăla-i tot sniper. Sniper legendar, dudes, voi vedeți ce loot acolo. Băi, și nu pot să le iau, fiindcă trebuie să fug de zonă. Ce comic mi se pare. E posibil să fie foarte mult. Mă miram la un sniper legendar. E posibil să fie aici în dreapta multă. Și acum cazi pe mitice. Dați un prosop adevărat, eram sweaty. Deci o să mor într-un... Uai, ce loot era acolo, dău. E posibil să fie cineva în casă. Aici ascultam, trăgeam cu... Am pus efectiv urechea pe perete aici, să văd dacă e cineva în casă sau nu. Bun. Mi s-a părut că am auzit un play. Tuturor ne e dor de jocul vechi, cred că Ianis. Ne uităm în spate. Băi, și era loot legendar și n-am apucat să le iau, fiindcă venea zona. Ok. Dacă îți player în dreapta, ne vor vedea. Opa. Player, fraților, și super panicat. Din aveam skin, chat, vă dați seama ce vechi este din 2017 video ăsta. Uai, bușul ăla vreau să mă bag, că mă simt în siguranță. Asta era legit strategie. Băi, un buș! E player! Nu cred! Era player în bușul ăsta, dude, what the fuck? Oh my god, e a doua oră când pățesc așa ceva. Dude, care sunt șansele? Astea e strategii, tati. Și aveam 100 armură și totuși... N-am făcut niciun kill și asta a fost video. A fost pe fază, tipul. A fost pe fază. Am ieșit pe locul 7, ne-am atins scopul să ieșim în top 10, dar nu am făcut niciun kill măcar. Holy shit! Bun, fraților, ăsta a fost și cu episodul ăsta. Unul din cele mai boring episoade, dar s-a terminat. Uite ce nume avea ăsta, 42010. Data viitoare, fraților, să aveți o zi. Chat, da, eu mi-am dat seama acum că am încercat să intru în buș și nu intra în buș. Mă simt eu în siguranță în boscheți. Bă, dar uite că nu se vedea, mă, cum era atunci. Mă simt eu în siguranță. Deci, efectiv, nu-ți dai seama că e în buș. În boschet. Vezi, nu se... Uite, eram lipit de buș și nu se vedea nimic, cum că ar fi cineva în buș. Dar era fan mecanica asta. Mai există bușuri în Fortnite. Era super fan mecanica asta, man. Era o prostie, dar era caterincă. Blair, nu cred! Era super caterincă. Asta era... Cred că asta nu înțelege lumea, că asta era fan la Fortnite-ul vechi. Chiar dacă toți eram noob și de alea, dar erau mecanici de astea care erau amuzante. Uite, mecanicile de genul care făceau jocul fan de urmărit în primul rând, dar și de jucat. Și de-aia era atât de popular, presupun că atunci era mai popular decât e acum, cred, nu știu. Fiindcă aveai, uite, prostii de astea, stea unul în buș, random, nu-l vedeai, știi, și era plin de bușuri, câte bușuri, în fiecare buș ar putea fi câte un player, teoretic. Era fan? Eu zic că era fan, nu știu ce părere aveți voi.